Domnule Virgil Măgureanu, a rămas o întrebare la care nimeni n-a putut să răspundă până acum. Cine a tras în noi după 22? Vedeți? Am mai avut ocazia să spun, este una dintre cele mai confuze pagini ale celor întâmplate în zilele acelea până în, prin 25-26 decembrie 89. Una dintre cele mai confuze, pentru că s-a creat imaginea că cineva dintre cei aflați la balcon pe data de 22 la ora 17 ar fi dat ordin să se tragă, să se facă. Nimeni nu i-ar fi ascultat. Este una dintre fazele confuze, cum spuneam, pentru faptul că mulți comandanți din dispozitivul militar desfășurat în capitală și destui dintre cei care ulterior au și fost trași la răspundere pentru acest lucru, au deschis focul într-un mod de-a dreptul absurd. Deci ziceți că din cauza anarhiei din perioada aceea... Exact, din cauza dezordinii și a obtuzității unora dintre comandanții care primiseră înainte vreme, primiseră unii dintre ei ordine precise, ce au ei de făcut după ce se... Dar pe teroriști cine i-a inventat? Teroriști. Vedeți, alt capitol confuz. Niciodată nu s-a clarificat cine au fost, deși noi putem spune cu destulă insistență că au fost dintre cei care au creat focare de pe urma cărora a rezultat victime, începând chiar cu Timișoara, nu? Când au fost câțiva zeci de morți. Și apoi mai în fiecare dintre orașe, care săracele orașe, martir, așa scrie și azi pe unele, Brașov, oraș martir, și câte altele n-au fost atunci, datorită unor comandanți locali care s-au insubordonat față de ceea ce se instituise deja. Iar grupul acela de putere de care vorbeam la început nu era nici pe departe stăpân și nu era capabil să dea vreun ordin care ar fi fost și ascultat. Țineți minte că s-a tot spus. Dar era în legătură în acea perioadă acest grup prin Brucan sau prin Iliescu cu ambasada URSS de la București sau chiar cu Kremlinul? De presupus că da. După câte știu, s-a și încercat să se ia legătura. Până la urmă au comunicat în vreun fel și după câte știu a fost implicat în această comunicare și ambasadorul lor de aici, nu? Sau care fusese aici, între timp a plecat în Republica Moldova, Teajelnikov, și după aceea a revenit în acele zile. Iliescu a cerut ajutor? Nu. N-avea pentru ce. Și nu numai că Iliescu n-a cerut ajutor. Nu, nu, nu. Deci noi vorbim aici de ajutor militar, nu? Da. Ei n-aveau, în acel timp nici nu aveau nevoie, pentru că situația fusese asigurați că este sub control. Cine îi asigurase? Păi, între altele, aveam un ministru al apărării, nimeni altul decât neuitatul militaru, care a făcut niște gafe impardonabile și care, datorită acestui lucru, la puțină vreme și trebuie să părăsească ministerul. El a Dar... fost spus de Moscova? Nu, nu. Pur și simplu a fost o numire nepotrivită de aici. Dar era un nu singura. Dumneavoastră, ca viitor șef al Serviciului Român de Informații pe vremea, ați aflat ulterior că el a lucrat pentru un serviciu secret? Nu, n-am aflat ulterior. Știam dinainte că fusese acolo și că figura în așa zisul dosar Corbi. Era oarecum notorie și s-a scris mult în presă. Și România Liberă acelui timp s-a ocupat copios de această problemă. Deci nu ca viitor șef de serviciu. Știați deja în decembrie 89 că el era omul rușilor? Circula cu destulă insistență ideea că fusese omul rușilor și că probabil datorită acestui lucru fusese îndepărtat de la conducere. Era...
când a plecat, mi se pare, ori era dintre adjuncții de la apărare, ori șef de armată, dar nu scapă. Da, în acest ultim dosar făcut de procurori, în dosarul Revoluției, se spune că întreg grupul care a preluat puterea era format din persoane filoruse, apropiate Moscovei. Foarte incert. Mai întâi și mai întâi, că nu erau toate persoane filoruse. Atunci când dumneavoastră și acest grup rarefiat care preluase puterea v-ați întâlnit, v-ați gândit că aceasta va fi formula sub care va evolua România, acest tip de liberalizare, cum a spus și Iliescu, un comunism cu față umană? Nu cred că Iliescu a făcut foarte mult caz de acest comunism cu față umană. În discursul la care probabil vă referiți de atunci, din seara zilei de 22, el s-a referit mai degrabă la felul cum au fost întinate idealurile. El a fost totdeauna tributar a unei gândiri de stânga cu care a fost foarte consecvent și care nu îi se poate imputa. În definitiv, fiecare trebuie să aparțină de un anume crez. Iar faptul că credea într-o față umană a societății care a pierit în cele din urmă, e una dintre greșeli, dar nu e imputabilă unuia singur. Era foarte împărtășită. Europa Occidentală toată era împregnată de ideea că e posibil un... Acest grup avea o susținere, dumneavoastră ați spus, aveau și nu numai o susținere, dar și o comunicare directă și poate permanentă cu Moscova. Înainte de 80, de momentul de care vorbim, nu cred că au avut o comunicare destul de permanentă. Brucan, am înțeles că avea n-au avut o relație... Cât despre Brucan, e momentul să restabilim adevărul istoric. Se cunoaște că înainte de a merge la Moscova... A fost la Washington. A fost la Washington și s-a pus de acord, nu cu fiște cine de acolo, pentru că era iminentă căderea și totul era stabilit că în decembrie 89 se va produce și scenariul privind căderea regimului Ceaușescu din România. Și atunci, după aceea s-a dus la Moscova, așa încât nu-l putem nici chiar pe Brucan, post-mortem sau cum doriți, să zicem că era filosovietic sau mai știu eu ce. Dar vreau să spun, acest grup avea în principal susținerea sovietică. Eu cred că grupul acesta n-a avut împotriviri din nicio parte a țărilor aflate atunci cu interes față de România. Împotrivirile au venit după Mineriadă. Împotrivirile, din păcate, au venit, așa cum spuneți, și datorită acestui lucru care, în bună măsură, Mineriada și alte lucruri care s-au petrecut după aceea au făcut regimul aproape indezirabil în raport cu lumea liberală, occidentală mai ales. Și nu numai. Vă pare rău pentru această perioadă în care ați fost implicat? Cel mai mult. Fusesem la Washington chiar în perioada cât am fost numit. Eu am fost numit în, să zicem așa, în contumacie. Deci nu eram în țară când am fost numit și nici nu mi s-a spus că aș fi fost numit. În martie 1990. În martie 90... Pe 26, eu nu eram în țară, am sosit pe 28 sau 29, după ce am avut grijă să transmit că nu la Washington, ci în capitala, la San Antonio, Texas, am avut o reuniune la care au participat și oficiali americani, un senator al Statelor Unite, John White, și alții care erau pe acolo simpatizanți locali cu ceea ce se întâmpla în România și care, de partea cărora se conturase o nu numai că o mare simpatie, dar o mare disponibilitate pentru a ajuta poporul român
și să trimită și ajutoare în alimente și ajutoare în bani și asta multe era alte imediat după lucruri. Conflictul interetnic de la Târgu Mureș. Da, cam la o săptămână, 10 zile după. Conflict interetnic, fie vorba violent. Între noi. Au murit oameni acolo. Conflict interetnic care a fost un bluf. Indiferent cât de violent a fost, e o pată rușinoasă pentru noi, dar pentru toate părțile implicate, că acolo a fost opera unor, pe bună dreptate, extremiști, pe bună dreptate numiți extremiști, niște capete înfierbântate care au forțat pentru prima dată desprinderea Transilvaniei de România. Continuați să credeți asta? Avem argumente, nu că... Dumneavoastră ați vorbit mereu despre acest pericol de destrămare a României. Ați spus, poate chiar în cartea aceasta apărută în 2008, că ar fi fost o intenție și în perioada Revoluției, sau că ar fi fost acest pericol în perioada Revoluției de destrămare a României. Spuneți pe urmă că a fost o încercare și în martie 1990. Cine ar fi încercat să, și cu ce forțe și cu ce succes ar fi putut? Nu vă erau, gândiți la Ungaria? Nu erau puțini. Să știți, noi n-am gestionat niciodată în modul cuvenit și nici n-am avut imaginea necesară România. Întreagă a raporturilor dintre România și Ungaria. Vă referiți la Dar, SRI, când ați avut întreaga imagine? Nu mă refer deloc la SRI. SRI-ul, săracul, a avut nevoie de vreo 2-3 ani până când și-a venit în fire ca SRI, ca să intre în parametri și să poată răspunde informativ de ceea ce era dat să răspundă. Așa se și face, că au fost multe conflicte pe un gol informativ de-a dreptul înspăimântător, între care și 15 martie, de care vorbim, 15 martie 90, când au fost... Bucureștiul nu știa ce se întâmplă acolo și ce se dorește de fapt. Dar cine ar fi putut să destrame România, care oricum e o țară, cel puțin ca suprafață, ca forță și ca număr de populație, dublu față de Ungaria? Știți, eu nu vreau să exagerez nimic. Atunci era unul din momente în care s-a forțat nota și niște extremiști, puțin la număr, au încercat. Că erau de naționalitatea aceea sau că erau de altă naționalitate contează mai puțin. Ar fi avut ei susținerea Budapestei? Și de ce nu? Știți asta? Știu. Și care ar fi fost pasul următor? Chiar am discutat-o cu atunci, la câțiva ani după ce ne-am întâlnit față în față, că noi am făcut și relațiile cu serviciile ungare în cele din urmă, abia în 95, după ce se semnase tratatul de bază dintre Ungaria și România. Eu consider că nici astăzi nu gestionăm cum trebuie relațiile cu Ungaria și că percepția despre pericolul în tensiunile româno-ungare sau ungaro-române, cum doriți să le spuneți, ar fi iminente. Eu nu am împărtășit niciodată acest lucru, dar spun că ceea ce trebuie să facem și ceea ce este cu adevărat prioritar în relațiile dintre România și Ungaria n-a fost niciodată servit la nivelul cerut. Așa cum nici relațiile cu Rusia nu sunt suficient de clarificate, care sunt prioritățile acestor relații și, în definitiv, cât profit are România de pe urma faptului că suntem în raporturi mai curând reci și cu cele de natură economică, raporturile într-o stare de aproape anchilozare și fără niciun profit. Câtă vreme o Europa întreagă știe cum să gestioneze, între care și Ungaria, bineînțeles, gestionează acest lucru. Spre bunul profit al ambelor părți. Care vi se pare că e pericolul cel mai mare acum? Noi înșine. Și această, deci, disuasiune internă.
aceste blocaje de tot felul între diferitele facțiuni care se confruntă politic uneori, până la ridicol, în loc să se ajungă la o conștiință clară a priorităților noastre și a strategiei de viitor, care nici nu există, fie vorba între noi. Păi n-a existat din același motiv, din același motiv că în loc să ne unim forțele pe ceea ce este cu adevărat magistral pentru noi și care trebuie, dacă străinii se întreabă ce vor ăștia, începând cu prietenii noștri de la Washington, se întreabă care sunt de fapt prioritățile lor, cine de fapt și încotro vrea să se îndrepte acolo. Că nu pericolul unor apropieri de Rusia îi preocupă pe ei. Știți bine că nu. Dar ce îi preocupă? Pe ei? Ei ar dori, a spus-o chiar Bush, când a venit aici să ne anunțe, vezi, Doamne, că... Să fim un pod între Occident și... Da, și Rusia. Orie, și Rusia. Nu, nu, noi înșine să fim acel pod... România să fie de... un pod între Rusia și exact Occident. Așa. Da, da. Așa își doreau, între altele, nu spun, nu vreau să simplific. Desigur, e momentul să reamintim aici pentru ascultătorii noștri că, de pildă, scutul de la Deveselu este pentru că România face parte din avampostul NATO, nu pentru că murea cineva de grijă câtă securitate va avea România. Flancul de estic al NATO avea nevoie de acest scut. Că întâmplător România este, că pe teritoriul ei se întâmplă acest lucru, e, nu vreau să iarăși să spun că, mă rog, e prea multă geopolitică aici și nu doresc să dezvolt.